Al patrulea cel mai bogat om din lume se pregătește de divorț. Bill și Melinda Gates se despart după 27 de ani și vor împărți averea de 146 de miliarde de dolari. Cum vor face asta, ne spune Vlad Copilu, corespondent al FNews. Vlad, va fi un divorț amical sau ne putem aștepta la scântei? Ioana, cu siguranță va fi un divorț fără picanterii. Bill și Melinda Gates erau căsătoriți de 27 de ani și nu aveau un contract prenupțial, ceea ce în mod normal înseamnă că Melinda îi revin jumătate din bunuri. Însă cele două părți au depus în cadrul cererii de divorț un acord de separare. Ei bine, avocatul Terry Price, expert la Universitatea din Washington, dezvăluie pentru Business Insider că un asemenea acord este alcătuit în cel puțin un an, având în vedere bunurile deținute de cei doi. Putem concluziona că această Cererea cerere de divorț este doar ultimul pas și cei doi s-au separat de ceva timp. Iar Price estimează că va durea câteva luni până la finalizarea cererii. Da, în urmă cu doi ani a fost divorțul lui Jeff Bezos, numărul 1 în topul miliardarilor. Sunt diferite lucrurile în acest caz? Ioana, nici Jeff Bezos nu avea contract prenupțial cu Mackenzie Scott, iar aceasta a primit acțiuni la Amazon în valoare de 35,6 miliarde de dolari. În cazul lui Bill și Melinda Gates, echipe întregi de avocați trebuie acum să identifice tot ce dețin cei doi de la artă, la bijuterii, la terenuri și case. Un alt aspect important, Melinda a fost cea care a depus petiția de divorț. Bill Gates putea să respingă cererile acesteia, ceea ce întârzia pronunțarea divorțului sau să accepte. Cum există Deja acel acord de separare pare destul de sigur că divorțul se va pronunța în 90 de zile conform legilor statului Washington, ceea ce înseamnă că pe 3 august vom ști exact cum a avut loc împărțirea bunurilor. Mersi,